În această dimineață ne uităm la următoarea porțiune de text pe care o avem în studiul nostru pe cartea 2 Petru. Dar înainte de aceasta aș dori să îmi spuneți dumneavoastră cum se structurează cartea 2 Petru. Capitolul 1 vorbește în special despre... Despre cine vorbește? Capitolul 1 din 2 Petru. Despre credincioși, da? N-ați uitat. Capitolul 2 despre... Despre învățători mincinoși, pseudo-didascaloi, pseudo-învățători, pseudo-învățători. Cum au fost falși profeți, tot așa vorbim și între noi, falși învățători. Nu mai sunt profeți, dar ăia... gata. Bun. Capitolul 3 vorbește despre... Despre bajocoritori care bajocoresc ziua venirii lui Dumnezeu. Noi suntem la capitolul 1, în care observăm de la versetul 3 până la versetul 11 un cuvânt adresat credincioșilor, un cuvânt adresat nouă, pe care l-am putea împărți în două părți. Primele două versete pe care le-am analizat data trecută ne prezintă sursa vieții noastre, da? Sau privilegiile pe care Dumnezeu ni le-a dat, sau împuternicirea de care ne-a făcut Dumnezeu parte. Toate acele binecuvântări care au fost turnate în viața noastră ca noi să trăim o viață schimbată. Așa începe creștinismul, așa se continuă creștinismul, așa se finalizează creștinismul sau viața noastră creștină. Începe, se continuă și se termină cu puterea lui Dumnezeu activă, care lucrează, care produce, care transformă viețile noastre. Creștinismul nu spune schimbă-te ca Dumnezeu să te accepte. Nu asta spune creștinismul. Creștinismul nu spune nici măcar după ce ai fost mântuit. Da, 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 Dumnezeu ți-a dat, dar acum și tu trebuie ca să, dacă vrei ca Dumnezeu să te accepte. Nu, creștinismul spune că Dumnezeu sau dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Nu doar în începutul, ci și continuarea și finalul. Dar, în versetul 5, îmi place felul în care introduce traducerea 2001 porțiunea aceasta de pasaj. În versetul 5 spune... Iar tocmai pentru aceasta, dându-vă toată silința, adăugați la credința voastră virtute, la virtute cunoștință, la cunoștință înfrinarea. Auziți expresia aceasta. Iar tocmai pentru aceasta, pentru care aceasta? Pentru ce a făcut Dumnezeu pentru voi? Pentru că dumnezeiasca lui putere ne-a dat toate cele privitoare la viață și evlave. Pentru că avem cunoașterea celui care ne-a chemat prin glorie și virtute. Pentru că ne-a dat promisiunile cele mari și scumpe. Pentru că ne-am făcut părtași naturii dumnezești. Pentru că am scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte, tocmai pentru aceasta să trăim o viață creștină, tocmai pentru aceasta să demonstrăm că Dumnezeu a lucrat în noi. Să demonstrăm că avem parte de puterea lui dumnezeiască, să demonstrăm că îl cunoaștem pe Hristos, să demonstrăm că avem parte de promisiunile lui. Vedeți așadar ce frumos să îmbină aceste două părți din capitolul 1. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi și felul în care noi ne comportăm și ne purtăm ca rezultat a ceea ce Dumnezeu a lucrat în viețile noastre. Da, versetul 5 în traducerea noastră obișnuită spune de aceea, da, o concluzie, o implicație a faptului că Dumnezeu v-a binecuvântat este că voi vă dați toate silințele. Deci implicația faptului că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot ce privește viața și evlavia nu este că trebuie să stăm cu mâinile în sân. Mi-a dat Dumnezeu tot. N-ai treabă de acum, nu? N-ai stres dacă Dumnezeu ți-a dat tot. Petru nu spune că asta e implicația. Dumnezeu ți-a dat tot ce privește viața și evlavia. Ai tot, domnule. De acum nu mai ai stres. Viața creștină e pe pilot automat. Mergem. Nu străduință, nu efort, nu silire. Ce vorbești? Păi noi avem puterea lui dumnezeiască, domnule. Mergem așa, de la sine, curge ca apa la vale. N-are niciun... Nu spune Petru că e așa. Petru nu spune că e așa. Vedeți, în același pasaj... prezintă această tensiune între puterea dumnezeiască care ne este dată și silirea. Silirea în același pasaj. Îi puterea lui Dumnezeu, dar în același pasaj spune că trebuie să ne dăm toate silințele. Să-ți dai toată străduința, da? Să depui efort, cel mai mare efort de care tu ești capabil, prin puterea lui Dumnezeu. Dar El le păstrează în tensiune și noi în mintea noastră trebuie să le păstrăm în tensiune și în viața noastră trebuie să le păstrăm în tensiune. Calvinismul ăla care te face să stai cu mâinile în sus, cu mâinile în sân, cu mâinile în buzunar, cu mâinile la spate și să privești viața, e diabolic.
Ăla nu e după Biblie, nu e calvinism ăla. Sau ce-o mai fi ăla? Arminianism, pelagianism, ce-o fi, ce teologie o fi aceea care spune hai totul, nu e niciun fel de problemă, nu te strădui, nu te stresa, domnule, hai totul. Nu, nu există așa ceva în Biblie. În Biblie ni se arată clar, este o tensiune între primirea puterii dumnezeiești și necesitatea, responsabilitatea de a-mi da toate silințele, da? Asta este Sfânta Scriptură, asta este învățătura continuă, clară a Sfintei Scripturi. Și în această dimineață ne vom uita la aceasta a doua parte, care arată standardul după care noi trebuie să trăim. Într-un fel, prima parte ne arată împuternicirea lui Dumnezeu, în a doua parte ni se arată îndrumarea de care ne face parte Dumnezeu. Dumnezeu ne dă și putere, dar Dumnezeu ne dă și îndrumare. Dumnezeu ne dă și împuternicire, Dumnezeu ne dă și îndrumare. Prima parte ne arată sursa vieții noastre creștine, care e puterea lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, părtășia la firea dumnezeiască. A doua parte ne arată standardele lui Dumnezeu, da? Sursa trăirii noastre și standardele trăirii noastre. Ne uităm la standardele trăirii noastre sau la poruncile lui Dumnezeu sau la îndrumarea lui Dumnezeu. Sunt doar două porunci care ne se dau în pasajul acesta. De asta o să fie ușor să le țineți minte. Doar două porunci. Prima poruncă este porunca sfințirii. Să ne dăm silința să unim cu credința voastră fapta, fapta cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și iubirea de oameni, da? Porunca sfințirii. Și a doua poruncă este porunca siguranței. Versetul 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Deci avem două porunci. Fiindcă Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod atât de grozav și de glorios, noi primim această îndrumare de la Dumnezeu. Aceste două porunci, aceste două standarde pe care trebuie să le împlinim. Să ne sfințim și doi, să ne întărim chemarea și alegerea sau să avem siguranță. Două cuvinte cu S, ușor de ținut minte. Sfințire și siguranța mântuirii. Sfințire și siguranța mântuirii. Ne uităm la porunca sfințirii. La porunca sfințirii. Textul spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră. Fapta, cu fapta cunoștința și așa mai departe. Vreau să ne uităm la aceste virtuți, la aceste componente ale vieții creștine și să le analizăm puțin. Dar voi petrece mai mult timp asupra primelor două. Pentru că aici este toată discuția care se duce între partea protestantă a creștinismului și cealaltă parte, da? Tradițională. Între aceste două componente, între credință și fapte, care este legătura dintre ele? Din ceea ce observ în pasajul acesta, Petru nu le pune la voia întâmplării în ordinea asta. Să uniți cu credința fapta. Înseamnă că întâi ca să am fapta am ce? Credință, da? Dacă vă uitați la Pavel, el susține exact aceeași teologie în toate epistolele lui. De exemplu, Efeseni capitolul 2, versetul 8. Prin har ați fost mântuiți prin credință, dar nu rămâne la asta, că în versetul 10 zice, versetul 10, dar două versete mai încolo. Că noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune. Am fost zidiți în Hristos, dar faptele bune vin după aceea pentru că am fost zidiți în Hristos, da? Sau în Tit, spune Pavel, exact același lucru. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui prin spălarea nașterii din nou, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și în versetul 8 spune în felul următor. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu, s-a întâmplat deja, s-au crezut în Dumnezeu, să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Ordinea este clară. Întâi este credința și după aceea sunt faptele bune. Vreau să vă prezint 7 relații prin care putem înțelege această credință cu faptele bune. Aici este temelia creștinismului. Dacă n-ai înțeles ordinea asta, n-ai înțeles creștinismul. Creștinismul se înțelege simplu prin relația dintre credință și fapte. Eu nu fac fapte ca să am credință. Eu nu fac fapte ca să fiu acceptat de Dumnezeu. Eu sunt acceptat de Dumnezeu prin credință și pentru că sunt acceptat de Dumnezeu prin credință, fac fapte, da? Nu întâi pun acoperișul, faptele sau zidirea, ci întâi pun temelia, care este credința. Care este credința? Aceste două componente, elemente, stau la baza creștinismului. De aceea vreau să petrec mai mult timp asupra lor. Vreau să arăt 7 relații. Mântuire, sfințire. Mântuire, sfințire e prima relație. Credința este modul în care noi suntem mântuiți.
Faptele sunt ceea ce arată sfințirea noastră, da? Este absurd să spui că întâi vine sfințirea și după aceea mântuirea. Nu, întâi vine credința, după aia faptele. Întâi vine mântuirea și după aceea vine sfințirea. A doua relație prin care o putem înțelege. Relația lăuntric exterior. Credința noastră este ceva dinăuntru nostru, da? Prin care noi ne raportăm, ne conectăm, ne alipim de Dumnezeu. Este ceva spiritual, da? Faptele, pe de altă parte, este ceva ce iasă din interiorul nostru în exterior. Dacă am credință în lăuntru, demonstrează-o în afară. Prin ce? Nu prin declarații. Și mărturisirea credinței este importantă, dar numai prin declarații, prin pretenții. Doamne, Doamne! N-am făcut noi, Doamne, Doamne, dă-ne drumul, că am ajuns soleacă, că am târziu, dar am ajuns. Nu vă cunosc, plecați de la mine. Credința care se manifestă în exterior, dar vedeți, creștinismul pornește de la mântuire spre sfințire, din interior spre exterior. Singurul lucru pe care îl putem face noi copiii noștri, și asta ne chinuim să facem, e să le corectăm deviațiile comportamentale. Ce firea lor pământească supurează în fiecare zi. Vezi că supurează păcat. Poftă. Vezi că supurează. Și încerci și tot astupi. Și tot astupi, dar iasă pe altă parte. Și asta faci până în ziua în care copilul tău va înțelege că are nevoie de o schimbare nu de exterior, ci o schimbare de interior pe care o poate face numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu. A treia relație prin care înțelegem legătura dintre credință și sfințire este relația Dumnezeu-oameni. Credința este ceva ce ne leagă pe noi de Dumnezeu. Pe de altă parte, faptele sunt ceva ce ajung să fie văzute și observate de oameni. Nu spune Domnul Iisus Hristos, nu spune Petru în prima lui epistolă să facem fapte bune pentru că oamenii văzând, bă, ce să facă? Cum să-ți vadă oamenii credința ta? Iacov spune, mă, tu comportă ca un necredincios, Iacov. Zice, mă, arată-mi credința ta, în faptele tale. Cum să văd eu credința ta? De unde să văd eu credința ta? Eu vreau să o văd de unde? Din faptele tale. Pentru că credința fără fapte este moarte, e nulă, e nicăierea. Deci dacă tu spui că ai credință și nu se vede niciunde, nu există de fapt credința aceea, da? Credința este ceea ce mă leagă de Dumnezeu, iar faptele credinței mele este ceea ce ajung să fie observate de oameni și de fapt care se îndreaptă spre oameni. A patra relație este spiritual-moral. Credința în esența ei este ceva spiritual. Pentru că mă leagă pe mine de Dumnezeu. Credința nu este în primul rând ceva moral, este ceva spiritual. Moralitatea este o conformare la niște standarde. Spiritualitatea este relația ta cu Dumnezeu. Cineva poate să fie moral fără să fie duhovnice sau spiritual. Înțelegeți diferența? Cineva poate să fie moral fără să n-aibă nicio legătură cu Dumnezeu. De aceea este important întâi să fii duhovnicesc, după aceea să fii moral. Dacă ești duhovnicesc, dacă ești conectat la Dumnezeu, da? Prin Duhul Sfânt, atunci din relația aceasta ta cu Dumnezeu va ieși moralitate biblică, sfințenie biblică, da? A cincilea mod în care explic legătura dintre credință și fapte este diferența dintre rădăcină și roade. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos face comparația aceasta. La un moment dat în deam spune, faceți pomul bun ca rodul lui să fie bun, da? Sau Matei 7, Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, pomul rău nu poate face roade bune. Pomul bun nu poate face roade. Natura lui, da? Natura lui. Acum, dacă ai dezrădăcina un pom, indiferent ce s-ar întâmpla din momentul dezrădăcinării până la uscarea lui completă, acolo nu mai este viață. Indiferent ce s-ar întâmpla. Indiferent că sunt plante pentru o perioadă de timp, vezi, încă mai dă, încă mai crește, încă mai se vede verzeală în el. Dar el nu are rădăcină. Și Domnul prezintă imaginea aceasta în pilda celor patru pământuri inimi, cum este numită pilda semănătorului, unde s-a aruncat sămânța și n-a fost rădăcină. Spune, dar n-are rădăcină în el și ține până la... N-are temelie, domnule, n-are rădăcină, aia nu ține. Aia nu ține. Trăirea, viața, roadele care nu au rădăcină, nu țin, nu sunt autentice, da? A șaselea mod în care explic relația este între început și continuare. Între început și continuare. Credința este începutul vieții noastre, temelia vieții noastre, rădăcina vieții noastre, faptele sunt continuarea. Da? Faptele trebuie să descrie... Să definească tot procesul acesta de perseverență în har, da? Sau alt mod, în ultimul rând, în a șaptea relație prin care eu explic,
credința, în credință, noi suntem într-un fel pasivi, nu lucrăm nimic la mântuirea noastră, dar primim, pur și simplu. Primim prin credință. Faptele sunt punctul în care eu încep să devin activ și să depun efort. Și să depun efort, da? În momentul mântuirii mele eu sunt pasiv, eu primesc de la Dumnezeu, eu nu produc nimic acolo, eu primesc. Dar după ce am primit de la Dumnezeu, încep și eu să produc, să fac, da? Să fac, să-mi dau silința. Acum, haideți să ne uităm puțin la celelalte virtuți. Am împărțit virtuțile acestea, poate vă va fi mai ușor, eu așa le-am învățat pe de rost. Le-am împărțit în trei categorii. Prima categorie e ușor de ținut minte, pentru că e credința fapte, da? Noi avem în mintea noastră, ca protestanți, legătura asta e fundamentală pentru noi. Credință-fapte, da? Întâi credință-fapte. Nu-i greu de ținut minte prima relație, da? Credință-fapte. Credință-fapte. Și următoarea, aș pune-o în aceeași categorie, cunoștința. Pentru că cunoștința îți arată modul în care credința ta sau cunoștința îți dă standardele după care credința ta produce fapte. Tu cum știi să faci faptele credinței? De unde știi? De unde știi să faci faptele credinței? Păi prin cunoștință știi să faci faptele credinței. Bun. A doua relație sunt următoarele două elemente. Înfrânarea și răbdarea. Înfrânarea este capacitatea noastră lăuntrică de a ne ține în control impulsurile, pulsiunile lăuntrice. Înfrânarea. Ceva ce iasă din noi. Răbdarea este necesară când vin... când sunt probleme sau circumstanțe nefavorabile în exteriorul nostru. Înfrânarea e ceva de lăuntru, răbdarea, bineînțeles, e tot o caracteristică lăuntrică, dar răbdarea privește mai mult circumstanțele exterioare. Când treci prin circumstanțe nefavorabile, ai nevoie de răbdare. Ai nevoie de răbdare. Sunt necazuri și într-un context al persecuției, al necazurilor din exterior, Domnul Iisus spune, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit, da? Cine va răbda până la capăt va fi mântuit. Răbdarea privește circumstanțele exterioare, înfrânarea ține de pulsiunile noastre, de tendințele noastre, de impulsurile noastre răuntice. Da? Așa țineți minte a doua relație. Înfrânarea este pentru ceea ce iasă din interiorul nostru și nu este bun, ispita lăuntrică, răbdarea este pentru încercarea din afară. Da? Și ultimele trei elemente privesc relația noastră cu Dumnezeu și relația noastră cu oamenii. Spune... aici să unim, iar la răbdare să aducem evlavia, care este teama de Dumnezeu, da? Care este frica de Dumnezeu ce duce la o viață evlavioasă. La evlavie să unim dragostea de frați și iubirea de oameni. Da? Relația cu Dumnezeu definește apoi relația cu ceilalți. Ăsta e modul în care ați putea să țineți minte aceste elemente ale vieții creștine. Vreau să tragem câteva învățături din modul în care ele sunt prezentate. Da? În primul rând, ceea ce am subliniat deja, credința este sursa tuturor faptelor valoroase înaintea lui Dumnezeu și a tuturor virtuților. Tot ce curge în textul acesta pornește de la credință. De la faptul că eu sunt relaționat cu Dumnezeu. Nu ești într-o relație corectă cu Dumnezeu prin credință, n-are sens să discutăm despre altceva. Deci n-are sens să discutăm. Fraților, trebuie să ne înfrânăm de la... Fraților, să aveți răbdare. Nu are sens. Dacă credința mea în Dumnezeu nu este trainică, nu este autentică, nu este credința aleșilor lui Dumnezeu, nu este credința care e primită ca dar de la Dumnezeu, atunci nu are sens să discutăm de celelalte, da? Credința este sursa tuturor faptelor primite de Dumnezeu, acceptate de Dumnezeu, recomandate de Dumnezeu, da? Ăsta e primul lucru pe care vreau să îl subliniem, să-l înțelegem, să-l ținem minte și să-l experimentăm. În al doilea rând, faptele, pentru că urmează după credință, nu pot constitui niciodată motivul acceptării noastre înaintea lui Dumnezeu. Faptele sunt necesare în viața noastră de credință. Sunt necesare, sunt absolut necesare, sunt fundamentale. Dacă nu le am, nu sunt mântuit. Dar ele nu constituie motivul acceptării mele înaintea lui Dumnezeu. Dacă este adevărat ce spune Pavel, că am primit credința ca dar de la Dumnezeu și că faptele vin din credință, cum ar putea Dumnezeu să mă accepte pentru ceva ce decurge din ceva ce El mi-a dat, da? Faptele vin din credință. Cum să mă accepte Dumnezeu prin fapte dacă El mi-a dat credința? Și chiar dacă ai spune asta, automat înseamnă că Dumnezeu te acceptă tot prin cineva ce ți-a dat El. Da? Tot te acceptă prin har. Dacă recunoști că faptele sunt rezultatul credinței și dacă ai spune că Dumnezeu te acceptă prin credință și prin fapte, atunci Dumnezeu te acceptă tot prin ceva ce ți-a dat El. Dar Biblia este clară.
Mântuirea noastră, justificarea noastră, îndreptățirea noastră este prin credință. Faptele sunt un rezultat al credinței și nu pot constitui motivul acceptării noastre înaintea lui Dumnezeu sau al mântuirii noastre. A treia observație. Cunoștința urmează credință. E foarte interesant. Cunoștința urmează credinței. Pentru că textul acesta nu vorbește despre o simplă cunoștință mentală. Dar trebuie întâi să cunosc Evanghelia și după aceea cred în ea. Cam asta ar fi ordinea pe care noi am gândit-o, nu? Întâi cunoști, nu? Trebuie să cunoști întâi ca să ai ce crede. Măi, cum să crezi ceva ce nu cunoști? Petru le pune invers. Petru spune credința care duce la fapte și după aceea cunoștința. Ați putea înțelege mai bine și am putea înțelege pasajul acesta gândindu-ne la ce spune apostolul în Evrei când spune la un moment dat prin credință înțelegem că lumea a fost făcută și spune, descrie el evenimentul. Prin credință înțelegem. Dacă tu n-ai pornit de la presupoziția și premiza că există Dumnezeu, da? Dacă n-ai pornit la premiza aceasta, dacă tu nu te-ai încrezut în Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu este pilonul fundamental al întregii existențe, da? Al gândirii tale, tot ce vei gândi după aceea este dat pe dos. Tot ce vei gândi după aceea este dat pe dos. Oamenii care cer argumente ca să creadă în Dumnezeu fac lucrurile pe dos. Pentru că el pornește la presupoziția Dumnezeu nu există, dă-mi un argument că Dumnezeu există. Și orice argument pe care tu îl aduci, el îl combate. De aceea niciun ateu nu va deveni credincios prin argumente. El va deveni credincios prin lucrarea Duhului Sfânt. El are nevoie de argumente ca să fie zmerit. Ca să-și dea seama că e limitat. Ca să-și dea seama că argumentele lui sunt slabe, sunt false. Dar ca el să poată să judece toată lumea, să aibă o perspectivă corectă despre lume și viață, întâi de toate el trebuie să creadă. Să aibă temelia pusă. După ce crede, după aceea începe să primească cunoștință. Pentru că el se raportează corect la Dumnezeu, începe să cunoască în relație cu Dumnezeu, toate lucrurile le cunoaște corect. Toate lucrurile începe să le cunoască corect. Toate lucrurile încep să facă sens. Să aibă o ordine, da? Cunoștința vine în urma credinței. Cunoștința vine în urma credinței. În al patrulea rând, înfrânarea, spune să legăm de cunoștință înfrânarea. Înfrânarea are loc în primul rând la nivelul minții. Orice om destrăbălat în practică este destrăbălat întâi de toate mintea lui. Totul pornește de la minte. De aceea apostolul, dacă citiți de exemplu un pasaj pe care îl discutam cu frații săptămâna aceasta, dacă citiți de exemplu Coloseni, apostolul Pavel spune în felul următor. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Da? Am lăsat viața veche și suntem într-o viață nouă acum. Dar responsabilitatea continuă pe care o avem este următoarea. Care se înnoiește spre cunoștință, se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Asta este responsabilitatea mea continuă. Să mă înnoiesc în cunoștință, pentru că din minte pornește totul. Avem auzit proverbul ăsta sau vorba asta sau lozinca asta. Cine cade în public a căzut cu mult timp înainte în privat. Pentru că bătălia înainte de toate se duce la nivelul minții. El ajunge să piardă în exterior înaintea oamenilor pentru că a pierdut înainte în mintea lui. Da? În mintea lui. Înfrânarea pornește de aici, din capul nostru. Dacă nu ne putem înfrâna la bani, la muncă, la tot felul de lucruri poate care am putea să le considerăm bune și legitime. Dacă nu ne înfrânăm și ele devin pofte pentru noi, este pentru că aici avem o problemă. Nu este mintea înnoită cu privire la un anumit lucru. Și am devenit opusul la înfrânat care este. Noi am spune neînfrânat, nu că sunul leacă mai bine, nu? Slobo, desfrânat, da? Mi-am pierdut frâiele. Mi-am pierdut frâiele asupra mea. Asupra mea, nu asupra lucrurilor, asupra mea. Dacă eu sunt neînfrânat în afară, este pentru că întâi ceva s-a întâmplat în interior, da? Și spune cu înfrânarea să legăm răbdarea. Dacă ființa ta este ținută în control, atunci vei putea să faci față tuturor circumstanțelor exterioare. Vedeți, și avem în Scriptură exemple și avem în jurul nostru exemple de oameni credincioși care au dovedit în fața unor circumstanțe teribile, au dovedit o tărie de caracter și o stabilitate spirituală fantastică. Pentru că răbdarea în suferință a pornit dintr-o înfrânare lăuntrică. Dintr-o înfrânare lăuntrică. El a avut viața lui ținută în control și de aceea a putut să facă față circumstanțele exterioare. De aici învățăm noi că problema fundamentală a noastră nu sunt circumstanțele exterioare. Problema fundamentală a noastră este felul în care inima mea se raportează la ele.
dacă inima mea este înfrânată, dacă inima mea este bazată, întemeiată pe Dumnezeu, pe Dumnezeu. Așa să le aspect, motivația pentru înfrânare și răbdare este evlavia. Spune să unim cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia sau teama de Dumnezeu, da? O conștientizare profundă a existenței lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu în viața mea ca factor fundamental, definitoriu al vieții mele și o bazare a vieții mele pe lucrul acesta. Da, evlavia trebuie să fie motivația supremă a vieților noastre. Și apoi ne spune să unim cu evlavia, să unim cu evlavia dragostea de frați. Relația cu Dumnezeu definește relația cu frații noștri. Să știți, de fiecare dată când avem probleme cu frații, avem probleme cu Dumnezeu, de fapt. De fiecare dată. Indiferent că vorbim de frații noștri care sunt din familiile noastre și sunt credincioși, sau de frații noștri care sunt, deci vorbesc de frați duhovnicești, da? Indiferent că sunt în casele noastre sau sunt în biserică. De fiecare dată când avem o problemă cu ei, avem o problemă cu Dumnezeu. Că El spune să unim cu evlavia care arată relația noastră cu Dumnezeu, dragostea frățească. Dacă eu în relația cu Dumnezeu sunt ok, voi fi în relația cu frații ok. Și în final spune să unim cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Vedeți? Ordinea în Sfânta Scriptură este stabilită foarte clar. Foarte clar. În Timotei, Pavel spune la un moment dat, dacă nu avem grijă de cei din casele noastre, dacă nu iubim pe ei practic, suntem mai răi decât necredincioși. De ce? Pentru că puși și necredincioși au înțeles că trebuie să iubească în primul rând pe cei din casele lor. Sunt niște cercuri concentrice, da, de la care pornim. Îl iubim pe Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu, pe noi ne iubim oricum, da, pe noi ne iubim oricum. Iubim pe cel care este cel mai aproape de noi, partenerul nostru de căsătorie, iubim copiii noștri, da, iubim familia noastră, iubim frații noștri, da, și tot așa. Ne ducem în cercuri tot mai largi. Și Petru arată lucrul acesta foarte clar în textul acesta. Iubim pe frați și apoi iubim pe oameni, iubim pe oameni. De ce să avem virtuțile acestea, elementele acestea în viața noastră? De ce? Petru ne dă două motivații în dimineața aceasta. De ce ar trebui să le ai? Prima motivație este o motivație pozitivă. Traducerea Cornelescu zice că și dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Traducerea GBV 2001, care tot Cornelescu, dar o traducere de târzie, spune așa, pentru că acestea existând și prisosind în voi, și sunt două verbe chiar în limba originară, deci nu este dacă aveți din belșug, ci este existând și prisosind. Și uitați ce spune, în voi, ele sunt din noi, fac parte din noi, deci eu nu spun în dimineața aceasta, fraților, vedeți, trebuie să avem înfrânare, trebuie să avem răbdare, hai să ne chinuim acum să avem înfrânare și răbdare. Să arătăm în viața noastră înfrânare și răbdare. El spune că trebuie să fie în noi. Și trebuie să fie din abundență și mi se pare că Petru lovește decisiv aici etica minimalistă a evanghelicilor de astăzi. Cât să fac ca să fiu sigur că-s mântuit, că sunt în regulă cu Dumnezeu. Asta e etica protestantă a secolului 21. Cât de puțin ar trebui să mă rog ca să fie ok? Dacă mă rog o dată pe săptămână, îs mântuit sau nu? Cât ar trebui să fac ca să fiu în regulă? Nu să fiu eu primul. Domnule, nu-mi trebuie mie să fiu primul în cer. Nu-mi trebuie mie să primesc nu știu ce răsplată. Nu-mi trebuie răsplată, domnule. Nu nicio problemă. Doamne, mulțumim. Și dacă nu-mi dai nicio răsplată, n-am niciun fel de problemă. Numai să fiu acolo. Ăsta oral s-ar potrivi ce a spus Ioan Botezătorul. Pui de năpârci. Singurul lucru pe care voi vreți să-l faceți este să fugiți de mânia viitoare. Voi nu-L iubiți pe Dumnezeu? Voi nu-L iubiți pe Hristos? Pe voi nu vă interesează că a plătit pentru păcatele voastre. Pe voi nu vă interesează deloc sfințenia. Voi vreți să faceți minim. Știți cum e când, ca și când mergi cu mașina și știi că dacă ai 60 la oră în localitate limită de viteză, tu mergi cu 68 sau 67 și treci pe lângă el și zici, mă, eu știu că, uite, poliția o leacă așa mai la tine. Mă, n-am. Sau, scuze-mă, dacă ai 67... Nu, dar dacă e 60 la oră în localitate limită de viteză, mergi cu 69 ca să forțezi nota, da? Dacă e 50, da? Mergi cu 59 ca să forțezi nota. Ca la limită, da? Cam asta văd eu că atacă Petru aici. Petru spune, dacă aveți acestea din belșug sau ele existând și prisosind în noi, fiind din belșug, vrem noi ca viața noastră să aibă virtuțile acestea din belșug? Vrem noi ca viața noastră să rodească din belșug? Asta este o dovadă a nașterii noastre din nou. Noi vom produce rod duhovnicesc dacă suntem duhovnicești.
Dacă suntem născuți din nou, dacă suntem născuți din nou, între timp, ca să se mențină această etică minimalistă, s-a inventat și s-a promovat foarte puternic, din punctul meu de vedere, dintr-un pasaj foarte prost interpretat, doctrina creștinului carnal. Deci avem două variante. Doar două variante și s-a inventat a treia. Prima variantă, dacă nu ai roadă în viața ta, nu ești creștin. A doua variantă, dacă ai roadă în viața ta, ești creștin. Și spun, nu, domnule. Cum să salvăm creștinismul ăsta schilod, handicapat spiritual, lipsit de putere? Creștinismul ăsta care se târâie, creștinismul ăsta care trăiește după etica minimalistă. Să facem atâta de puțin cât să supraviețuim spiritual. Cum să salvăm? Păi avem, nu mai avem doar omul necredincios și omul credincios, ci avem și creștinul firesc, carnal. Firesc, carnal. Care toată viața lui, eu am participat la o conferință în care la una dintre întâlniri, doctrina fundamentală, teza fundamentală a întregii întâlniri a fost că toată viața, ăsta e cea mai proastă variantă de calvinism pe care am avut-o în viața mea. Toată viața poți să trăiești cum trăiești și să fii totuși mântuit. Și atunci, da, domnule, are dreptate cineva, nu-i dau numele ca să nu-l promovez, care spunea, trăiești cum vrei tu, ești mântuit, n-ai treabă, domnule, trăiești cum vrei tu. Asta e cea mai proastă variantă de teologie cu privire la viața creștină. Nu. Petru spune că standardul nostru trebuie să... Dacă eu în dimineața aceasta stau în locul ăsta și spune, bă, ai dreptate, dar eu am siguranța mântuirii. Ai o problemă. Deci dacă spui, am siguranța mântuirii și totuși aș putea să n-ascult ce spune Petru aici, adică să am din belșug sau să prisosească în mine valorile astea, virtuțile acestea, elementele acestea vieții creștine. Dacă spui varianta asta, e ok, chiar... Da, standardul ăsta ar trebui să fie. Da, ar trebui să țintez spre asta. Da, am eu timp de treburile astea. Ar trebui să-mi pun și să-ți pui semne de întrebare serioase cu privire la starea inimii tale. Foarte serioase semne de întrebare. Și spun foarte clar lucrul acesta. N-ar trebui să te ancorezi deloc în siguranța mântuirii tale dacă te joci cu viața de sfințire. Deloc. Și vom vedea imediat de ce spun lucrul acesta. De ce spun lucrul acesta. Deci ele sunt niște lucruri din interior. Ele sunt niște lucruri care trebuie să fie din belșug, da? Etica minimalistă trebuie explodată, aruncată în aer. Ele sunt un rezultat al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Ele arată relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Nu vom fi leneși sau neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Frați și surori, aici este testul decisiv a relației noastre cu Hristos. Dacă prisosim în aceste virtuți sau nu. Aici este testul relației noastre cu Hristos. Nu este ceva cu care ne putem juca. Am siguranța mântuirii. Nu! În ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos, adică cu privire la ce a spus Petru în primele versete, că prin cunoașterea lui ni s-a dat tot ce privește viața și evlavia, dacă prin cunoașterea lui ni s-a dat tot ce privește viața și evlavia, voi demonstra lucrul acesta în viața mea. Dacă nu-l demonstrez, nu-l cunosc pe Hristos. Și tot creștinismul ăsta superficial, tot creștinismul acesta declarativ, denominațional, cultic, eu sunt ortodox, eu sunt baptist, eu sunt nu știu ce, dar care nu are la temelie și nu are demonstrat viață creștină, este un creștinism degeaba, care nu ajută la absolut nimic și nu este un creștinism autentic. Nu este un creștinism care are o relație cu Hristos. Relația cu Hristos va produce aceste virtuți. În ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos, experimentală, adevărată, vom vedea lucrurile acestea. Prima motivație este aceasta. Dacă le avem prisesind de noi, nu vom fi nici leneși, nici neroditori în ce privește cunoștința deplină a Domnului nostru Iisus Hristos. Ne dă și o motivație negativă. Dar cine nu are aceste lucruri, și este interesant, nu mai spune, dar cine nu are din belșug aceste lucruri. Nu spune cine nu are din belșug. Standardul acesta este să tindem să le avem din belșug. Le avem toți din belșug? Nu le avem toți din belșug. Dar asta este dorința noastră. Asta este străduința noastră. De asta spune să ne dăm străduințele sau toate silințele. Nu le avem la desăvârșire, niciunul dintre noi. Dar dacă ești creștin, în tine există tendința, dorința, înclinația, pasiunea de a dezvolta lucrurile acestea, pentru că ai la
bază puterea lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu. Ești făcut părtaș naturii dumnezeiești. Dar cine nu are aceste lucruri, deloc, nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși. Noi imaginați-vă un om care umblă cu ochii închiși. Și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Traducerea GBV 21 zice, pentru că cel care nu are acestea este orb cu vederea scurtă sau miop. Ăsta e cuvântul original. Este miop. Cu vederea scurtă și a uitat curățirea de vechile lui păcate. De vechile lui păcate. Întrebarea este, versetul 9 vorbește despre unul care a fost credincios și nu mai este? Sau vorbește despre unul care nu este credincios și n-a fost credincios? Cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Vreau să fac câteva observații. Eu cred că nu este credincios, n-a fost credincios din următoarele motive. Se face distinția foarte clară între oamenii aceștia, chiar prin schimbarea de la persoana a doua plural, care vorbește lor, fraților credincioșilor, da? Dacă aveți voi, da? Dacă aveți voi, se schimbă la a treia, singular. Dacă cineva sau cine nu are aceste lucruri, da? În al doilea rând se spune că omul ăsta nu are lucrurile astea, nu că nu le are din belșug, nu le are deloc. Dacă nu ai deloc credință, dacă nu ai deloc înfrânare, dacă nu ai deloc răbdare, dacă nu ai deloc cunoștință, dacă nu ai deloc evlavie, dacă nu ai deloc dragoste frățească, dacă nu ai deloc iubire de oameni, nu ești creștin. Cine nu are aceste lucruri este orb spiritual, e mort spiritual. Nu este creștin, indiferent de pretențiile lui. Da? În al treilea rând, dar uitați-vă de exemplu la primele două elemente despre care am vorbit, credință și fapte. Cine nu are credință, poate să se numească creștin? Nu. Vedem imediat ce înseamnă a uita de curățirea păcatelor sale. Apoi spune că este orb sau cu vederea scurtă. Este orb cu vederea scurtă. Domnul folosește termenul acesta, Domnul Iisus Hristos, în Matei 23, de 5 ori referindu-se la farisei. Ce credeți? Farisei au fost născuți din nou vreodată? Și spune, nebuni și orbi, morminte văruite. Oameni care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și nu erau născuți din nou. Ioan 9:39, Domnul Iisus Hristos din nou le atribuie acelorași oameni, aceleași categorii de oameni, apelativul acesta și le spune că sunt orbi. Totuși spune despre omul acesta că a avut parte de curățirea păcatelor sale. Întrebarea este următoarea. Poate cineva să aibă parte de o curățire a păcatelor fără să-L cunoască pe Hristos sau nu? Asta este prima întrebare. A doua întrebare. Poate cineva să aibă parte de curățirea păcatelor cunoscându-L pe Hristos, dar fără să fie născut din nou? Acum, să luăm prima variantă. Cineva care nu-L cunoaște pe Hristos și are parte de o curățire de păcate. Știți oameni morale în lume? De ce tot auzi pe pocăiți ăștia care zic, știu eu pe cineva în lume care e mai bun decât un pocăit? Numai că nu îi zice botezat. Eu am întâlnit pe cineva care mi-a spus în față, zice, mă, eu nu fac aia, eu nu fac aia, eu nu fac aia, eu nu fac aia. Numai că știu, ar trebui să mă botez, atâta. Nu, tu nu-L cunoști pe Dumnezeu. Tu tocmai mi-ai spus că ai o neprihănire prin tine însuți. Tu n-ai nicio treabă. Tu ai demonstrat acum pentru o singură afirmație că n-ai nicio treabă. Că El se recomanda pe sine. Uite, Doamne, ce-am făcut eu, nu sunt ca ăștia. Dar El nu era născut din nou, nu cunoștea pe Dumnezeu. Cineva din exterior poate să se lase de anumite păcate sau poate să nu aibă păcate scandaloase. Să nu se vadă că e un om prins de vicii. Sunt oameni de aceștia în lume. Se mai întâmplă un lucru. Sunt oameni care intră în adunare și noi le spunem când intră în adunare că trebuie să te lași de... De ce trebuie să te lași? De tutun? De alcool? De curvie? Și lucrurile astea scandaloase, da? Zicem, trebuie să se lase de viciile astea. Și trebuie să se lase de ele, da? Și mulți dintre ei se lasă. Mulți dintre ei au o motivație suficient de puternică venind în adunare să se lase de lucrurile astea. Băi, o afacere bună asta. Fii la adunare, cânțulea, că vin fiecare duminică și miercurea când ai timp, nu? Miercurea nu e chiar. Bun. Și ai siguranța mântuirii. Ești mântuit. Asta da, să merită. Te chinui, oleacă, e greu. Nu zicem că nu e greu.
Nu zicem că nu e greu, te chinui o leacă, dar ești mântuit. Există asemenea oameni care intră în adunare și care nu sunt născuți din nou. Și care renunță la anumite vicii. Există oameni care se conformează legii lui Dumnezeu fără să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod mântuitor. Există suficiente de pasaje în Sfântă Scriptură care ne arată lucrul acesta. Oameni care au o moralitate exterioară, dar care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Termenul ăsta curățire, de aici, de exemplu, apare Marcu 1 cu 44, Luca 2 cu 22, 5 cu 14, Ioan 2 cu 6, 3 cu 25 și în aproape toate cazurile vorbește despre o curățire ceremonială exterioară. Puteți să verificați dumneavoastră singur lucrul acesta. Acum, aș vrea să vă dau o regulă de interpretare sau de privire a unor pasaje a Sfintelor Scripturii care ne vor ajuta să înțelegem multe pasaje care ne dau de furcă multe situații. Există un limbaj fenomenologic al Sfintelor Scripturi care înseamnă următorul lucru. Și ascultați bine. Limbajul fenomenologic se referă nu la ceea ce Dumnezeu vede într-un om. Că atunci când Dumnezeu vorbește infailibil, vorbește despre un om, Dumnezeu spune, îi născut din nou, nu-i născut din nou, sau ce este în inima lui, că Dumnezeu știe totul, da? Limbajul fenomenologic descrie nu ceea ce vede Dumnezeu într-un om, ci ceea ce vedem noi din exterior la un om. Dacă cineva ar veni în adunare și l-aș vedea că a renunțat la toate păcatele scandaloase în care a trăit înainte, dacă văd că are o înțelegere a Evangheliei, dacă ne dă nouă senzația că îl iubește pe Dumnezeu, că are o dorință pentru sfințire și așa mai departe, noi știți ce facem cu el? Îl catehizăm și îl botezăm, după care îl facem membru a bisericii. Poate vreunul dintre noi să-și pună capul la bătaie și să spună, Ion, tai capul, sigur, 100% că stai născut din nou? Nu, și nici nu ne-a chemat Dumnezeu să facem lucrul acesta. Dar ni se cere să-l tratăm ca pe un frate de-al nostru. Dumnezeu nu ne pune să umblăm cu aparatul de verificat nașterea din nou și să spunem, cu pocăințometru, da? Da, ai născut din nou, ăsta nu-i, nu-i născut din nou. Nu putem să facem asta, nu ne-a chemat Dumnezeu să facem asta, nu avem asemenea aparate. Ne tratăm unii pe alții ca frați în Domnul Iisus Hristos. Asta este comportamentul fenomenologic. Privești la fenomenul din exterior, că asta putem noi să facem. Da? Avem anumite standarde ale Scripturii pe care le aplicăm după discernământul și lumina pe care noi avem de la Dumnezeu. Și în multe cazuri, lumina asta și discernământul ăsta în vacanță. În multe cazuri. Acum, Petru spune că un asemenea om care nu are lucrurile acestea, da? Un asemenea om care nu are lucrurile acestea, cum este? Ori umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate, da? Dacă să luăm prima variantă, să presupunem că orice om despre care vorbește Petru în versetul 9 sunt oameni care și-au pierdut mântuirea. Hai să luăm varianta asta. Sunt oameni care și-au pierdut mântuirea. Înseamnă că Petru știe despre toți oamenii care se găsesc în categoria asta că nu-i nici măcar unul care să fie avut o falsă convertire. Că toți, el vorbește că toți care au trecut prin situația asta, toți ăștia și-au pierdut mântuirea. Ceea ce este absurd, pentru că Scriptura ne arată că sunt oameni care au intrat în adunare și care nu au fost niciodată. Ei nu erau dintre ai noștri. Petru nu face o declarație despre starea inimilor. Petru privește prin limbajul ăsta fenomenologic și spune, mă, noi l-am văzut că a fost curățit de păcate și acum ceva îi lipsește lui. Și să știți, în pasajul acesta există un test extraordinar de important, de dur și esențial pentru creștinism. Întrebarea nu este dacă ai fost doar curățit de păcate. Întrebarea este dacă ai roadă. Asta spune Petru aici. Întrebarea fundamentală nu este dacă ai fost curățit de păcate. În cele mai multe ocazii în care auzi Evanghelia predicată, o Evanghelie slabă, ciuntită, moralistă, exterioară, se pune o presiune asupra oamenilor ca să fie eliberați de viciile exterioare. Știți care este problema? Problema este că nu se prezintă partea pozitivă a lucrurilor. Mântuirea noastră, nașterea noastră din nou, conține două elemente. Suntem curățiți de păcat, dar nu doar în exterior, ci este transformată inima. Deci suntem curățiți pe interior, spălarea nașterii din nou pe interior de păcat, care se vede și în exterior, dar mai există ceva. Există o parte pozitivă, o înnoire, prin spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. M-am dezbrăcat de omul cel vechi, ăsta a fost curățit de vechile lui păcate, dar îi lipsea ceva fundamental. N-avea unită cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Și asta este întrebarea pentru noi. Pentru noi este întrebarea. Noi suntem doar curățiți de anumite vicii?
pe care l-am avut în viața noastră, sau avem roadă. Sau avem roadă. Sunt diabetici, sunt oameni care au cancer la ficat sau numai la ce au. Zice, niciodată n-au putut să se lase de țigări sau de alcool. Doamne, deodată au putut să se lase. Fost născut din nou? Nici vorbă. Dacă există o motivație suficient de puternică, cineva să poate lăsa de curvie, de pornografie, de droguri, de alcool sau de tutun. O motivație suficient de puternică. Nu nașterea din nou. Nașterea din nou este mai mult decât o lăsare de vicii. Duce la abandonarea vicilor. Duce. Dar abandonarea vicilor pornește dintr-o inimă transformată, dintr-o inimă înclinată spre Dumnezeu. Întrebarea care se pune pentru noi fundamentală în această dimineață, esențială, este dacă noi avem nu doar curățirea de anumite păcate, ci dacă noi rodim. Asta este întrebarea și o întrebare foarte serioasă. Aici se hotărăște dacă avem această temelie a nașterii din nou în viața noastră. Întrebarea este, cuvântul lui Dumnezeu are în viața ta doar o influență moralizatoare? Să fim de Crăciun, să fiu mai bun. Da? Ceva de genul ăsta. Nu asta e întrebarea. Da? Întrebarea este, biserica, cuvântul, cântarea, rugăciunea, are o influență moralizatoare asupra ta? Sau are o influență mântuitoare asupra ta? O influență sfințitoare? Vă spun despre mine, am făcut eu multe lucruri. Dar nu m-am drogat, n-am fost bețiv, n-am fost destrăbălat și umblam cu oameni care făceau lucrul acesta când nu eram născut din nou. Mă duceam cu ei, umblam cu ei, dar nu făceam lucrul acesta. Știți de ce? Nu că eram născut din nou. E 100% sigur că nu eram născut din nou, din alte pricini. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, părtășia din familie, părinții, biserica, a avut o influență moralizatoare fantastică asupra mea. Când nimeni nu era lângă mine, n-am pus alcool în gură. Când nimeni nu era lângă mine, nu m-am drogat. Când nimeni nu era lângă mine și toți fumau. Era un nor de fum în jurul nostru, da? Norul țigărilor, nu prezenții lui Dumnezeu. Eu nu fumam, nu am pus mâna pe țigară. Nu am pus mâna. Alții au pus, eu n-am pus. Pentru că asupra mea, cuvântul, comunitatea credincioșilor, metodele Harului au avut o influență moralizatoare. Ăștia m-ar fi botezat la 18 ani. Ascultați-mă. Ăștia m-ar fi botezat la 18 ani. Dar eu nu eram mântuit. O renunțare sau o lipsă a viciilor nu arată că sunt mântuit. Este necesară, repet, este fundamental pentru noi, este necesară rodirea în sfințenie. Și acum haideți să ne uităm la porunca sfințirii, la porunca siguranței. V-ați gândit vreodată că e o obligație să aveți siguranța mântuirii? V-ați gândit vreodată că e o poruncă să avem siguranța mântuirii? Auziți ce spune? De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. V-ați gândit că ați întărit chemarea și alegerea. Dumnezeu m-a chemat și m-a ales. Trebuie să fiu sigur de lucrul ăsta. V-ați gândit că e o poruncă sau nu? Că e un imperativ. E o obligație. Dumnezeu nu ne spune, dacă vrei poți să ai siguranță. Mă, important să fii sfânt. Nu contează dacă ai siguranță mântuirii. Pentru că vom vedea imediat, siguranța are un efect asupra sfințirii noastre. De asta e important să avem siguranța mântuirii. Siguranța mântuirii este o poruncă, este un imperativ, este o obligație. Frate și soră, trebuie să fii sigur de mântuirea ta. Trebuie, este o obligație. Eu v-am săturat să aud pocăiți de zeci de ani care, nu știu, frate, ești pocăit. Cine e pocăit? Greu. Așa din ăștia care, ai mântuirea ta, a tot făcut Iisus pentru tine. Pufă ei acolo, dau capul în jos, mărie. Ce asta? Asta e mântuirea pe care a lucrat-o Hristos în noi? Asta este al doilea imperativ. De aceea, primul de aceea a fost, dați-vă toate silințele. Și este același limbaj aici, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult, căutați cu atât mai mult. Sau în traducerea GBV, unde în original este de fapt același cuvânt, spune așa. De aceea, cu atât mai mult, fraților, străduiți-vă! Depune efort să fii sigur de mântuirea ta. Da? Trebuie să te străduiești să fii sigur de mântuirea ta. Primul aspect pe care vreau să îl subliniez. Siguranța mântuirii trebuie căutată cu toate eforturile. Spune să ne străduim pentru lucrul acesta. Să ne străduim pentru lucrul acesta. În al doilea rând, siguranța mântuirii este dată doar celor sfinți. Doar celor sfinți. Pentru că spune textul în felul următor. Și vreau să vă arăt o diferență de traducere care este foarte importantă aici. Traducerea noastră obișnuită spune așa. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Care credeți dumneavoastră că e lucrul acesta despre care vorbește textul? Care să facem lucrul acesta? Zice, întărește chemarea și alegerea ta. Că dacă faci lucrul acesta,
la singular, nu vei aluneca niciodată. Care e lucrul acesta? Al întăririi, nu? În traducerea GBV 2001, în NTR, în limba originală, nu este lucrul acesta al întăririi. Adică am siguranța mântuirii, nu o să cad niciodată. Nu e așa. Ci este lucrurile acestea. Să vă uitați la NTR, să vă uitați la Biblia 2001 și uitați-vă și în context. Uitați-vă și în context. Spune așa Petru, auziți. Versetul 8, zice Petru așa. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri care? Credință, faptă, cunoștință, răbdare, înfrânare, da? Dacă aveți din belșug aceste lucruri. Versetul 9. Dar cine nu are aceste lucruri despre care a vorbit mai înainte? Și este un plural și în original și într-o traducere corectă. Versetul 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, că dacă aveți sau faceți lucrurile acestea, a treia oară folosește exact aceeași expresie ca mai sus. Dacă faceți lucrurile acestea, care? Dacă aveți elementele acelea vieții creștine, nu veți aluneca niciodată. Pasajul este superb pentru că ne arată că siguranța mântuirii este dată doar oamenilor care fac lucrurile acelea. Nu oamenilor care nu le au. Ha, n-am răbdare, n-am fapte, n-am nimic, dar sigur de mântuirea mea. Că așa ne-au învățat frații. Nu! Nu! Întărește chemarea și alegerea ta în timp ce trăiești în sfințenie. Nu în timp ce nu trăiești în sfințenie. Nu este siguranța mântuirii pentru un om care nu trăiește în sfințenie. El poate să fie mântuit, să se afle într-o perioadă de rătăcire, de cădere, dar ăla nu-i dau siguranța mântuirii. El trebuie să se pocăiască ca să aibă siguranța mântuirii. Trebuie să-și dea toate silințele în sfințenie ca să aibă siguranța mântuirii. Pentru că Petru spune că siguranța mântuirii este dată doar celor sfinți, doar celor care unesc, care își dau toată străduința și silința să unească cu credința, faptă și așa mai departe. A treia observație, siguranța mântuirii este o implicație a înțelegerii darurilor divine. Auziți ce spune textul? De aceea, fraților, da, este o concluzie, o implicație a ce ne-a spus în primele versete. Da? Nu uitați felul în care structura unui pasaj este fundamentală pentru teologia pasajului respectiv. Este fundamentală. Avem în prima parte darurile dumnezeiești și în a doua parte ni se spune cum trebuie să trăim noi. Zice, astea sunt darurile dumnezeiești și avem primul de aceea. Pentru că aveți daruri dumnezeiești, de aceea trăiți în sfințenie. Pentru că aveți daruri dumnezeiești, de aceea întăriți chemarea și alegerea voastră. Da, cineva este sigur de mântuirea sa și trebuie să fie sigur de mântuirea sa numai trăind în sfințenie, dar sursa siguranței mântuirii tale nu ești tu, ci este Dumnezeu. Vorbește despre chemarea cui? Cine a făcut chemarea? Dumnezeu a făcut. Auziți, ne uităm în pasaj despre ce chemare vorbește, da? Despre ce chemare vorbește. Versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cum ne-a dăruit Dumnezeiasca lui putere tot? Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. Cine ne-a chemat? El. Cum ne-a chemat? Prin puterea lui. Tot Petru spune, care ne-a chemat prin puterea și slava sa. Prin puterea și slava sa, așa ne-a chemat el. Uită-te la chemarea lui Dumnezeu sau uită-te la groapa pieirii din care te-a scos Dumnezeu. Uită-te ce a făcut Dumnezeu pentru tine în momentul mântuirii și întărește-te în lucrul acesta. Întărește-te în lucrul acesta, în chemarea ta și în alegerea ta. Siguranța mântuirii este o implicație, un rezultat, un efect al înțelegerii privilegiilor, darurilor, binecuvântărilor lui Dumnezeu. Siguranța mântuirii, în al patrulea rând, este esențială pentru perseverență. Esențială pentru perseverență. Spune, dacă ne întărim chemarea și alegerea făcând lucrurile acestea, da? Trăind viața creștină, nu vom aluneca niciodată. Acum, nu cred eu că există creștin, indiferent de pozițiile sale teologice, în orice domeniu și în orice doctrină, care vrea să alunece vreodată. Adevărat? Nu există creștin. Nu există creștin. Toți creștinii sunt normal la cap. Toți creștinii vor să nu alunece. Petru îți dă soluția. Vrei să nu aluneci? Două lucruri. Întărește-ți chemarea și alegerea trăind în sfințenie. Întărește-ți chemarea și alegerea trăind în sfințenie. Așa spune, nu vei aluneca niciodată. Perseverența depinde de siguranța mântuirii tale. De aceea este important să avem siguranța mântuirii. Să avem siguranța mântuirii. Și ajungem iarăși la discuția aceasta despre relația siguranței mântuirii cu oamenii care trăiesc în păcat. Acuzația frecventă pe care o auzim când vorbim despre siguranța mântuirii este că dacă ai siguranța mântuirii, vei trăi în păcat.
Și vreau să vă provoc să faceți o probă. Vorbiți cu un ortodox. Ascultați-mă, vorbiți cu un ortodox, cu un catolic, cu un greco-catolic, cu un pentecostal, cu un baptist sau cu un creștin după Evanghelie. Și toți, în unanimitate, îți vor spune, în momentul în care le vei vorbi despre siguranța mântuirii, că siguranța mântuirii duce la păcat. Nu vi se pare ciudat lucrul ăsta? Ascultați-mă, luați un ortodox și un baptist din cult, care nu au de predicată Evanghelia în felul acesta, și îți va spune, amândoi îți vor spune exact același lucru. A, asta înseamnă că... Și el spune ceva diferit de ce a spus Petru că înseamnă. Petru spune, întărește mântuirea ta, siguranța mântuirii tale, pentru că asta înseamnă că nu vei aluneca niciodată. Nu spune că vei trăi în păcat, Petru. Frați și surori, Petru spune exact opusul la ce spune ortodoxul, catolicul, baptistul și ceilalți evanghelici. Spune exact opusul, Petru. Exact opusul. Întărește chemarea și alegerea ta, practicând virtuțile acestea, că nu vei aluneca niciodată. Nu vi se pare ciudat că Petru îi spune exact opusul? Cum de avem noi un cor așa de mare de oameni care declară că-s mântuiți și care atunci când privesc la siguranța mântuirii soripilează? Eu soripilat de obsesia lor de a fi nesigur de mântuirea lor. Deci niciodată n-am putut să înțeleg obsesia asta cu a fi nesigur de mântuirea ta. N-am înțeles-o. Vreau să fiu nesigur. Vreau să cred că azi mă pierd. O, frică, mă pierd. Răcănește diavolul. Mă smulge acum. Ha! Gata, am ieșit din credință. Petru spune exact opusul. Siguranța mântuirii, efectul siguranței mântuirii este sfințirea, perseverența în sfințire. Da? A subliniat deja aspectul acesta. Siguranța mântuirii este un imperativ. Siguranța mântuirii este o responsabilitate permanentă. Petru folosește timpul prezent pentru a arăta că tot timpul trebuie să mă asigur de mântuirea mea trăind în sfințenie. Și ar fi bine să formulăm doctrina în felul ăsta. Asigură-te de mântuirea ta în timp ce trăiești în sfințenie. Nu te asigura de mântuirea ta în timp ce trăiești în păcat. Petru spune exact... Și de fapt de asta îmi place traducerea 2001 și vreau să vă mai citesc din ea ca să auziți și altfel formulat. Auziți, de aceea străduiți-vă să întăriți chemarea voastră și alegerea voastră, pentru că făcând acestea, cele de mai sus, da, nu veți aluneca niciodată. Deci îmi întăresc chemarea făcând acele lucruri despre care Petru ne-a spus că trebuie să le incorporăm în viața noastră, da? Siguranța mântuirii, apoi, vine prin înțelegerea lucrării lui Dumnezeu, da? Nu a faptelor omului. El zice să întăresc chemarea și alegerea. Nu zice să întăresc decizia mea. A existat o decizie a noastră în mântuirea noastră? A existat o decizie a noastră? A existat o decizie. A existat credință, a existat pocăință, a existat decizie, hotărâre. Dar Petru spune să mă uit la chemarea lui, la alegerea lui. Să-mi ațintesc privirile la Cel care m-a chemat, la Domnul Iisus Hristos. Și este un ton cu toată doctrina Noului Testament care ne cheamă să ne ațintim privirile la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Care este? Hristos Domnul. El este inițiatorul și desăvârșitorul credinței noastre. Siguranța mântuirii apoi ne leagă de evenimentul final al proslăvirii. El spune, nu vom aluneca niciodată. Dacă nu aluneci niciodată, înseamnă că ajungi până la capăt, până la sfârșit. De asta e important să tu ești în punctul, să zicem, în punctul 4 sau ești la jumătatea vieții tale de credință. Petru spune, fii atent, ești la jumătatea vieții tale de credință, uită-te înapoi la ce a făcut Dumnezeu pentru tine, pentru că uitându-te înapoi te întărești ca să mergi până la final. Și într-un pasaj leagă toată mântuirea și ne arată că mântuirea noastră este lucrată de plină de Dumnezeu în viețile noastre, în viețile noastre. Ce mi s-a părut mie absolut fantastic în pasajul acesta, lucru cu care vreau să mă apropii de încheiere, este următorul lucru. Petru zice, de aceea cu atât mai mult, fraților, străduiți-vă să întăriți. Și ce cuvânt este folosit aici? Întăriți. Nu știți, vă spun eu. Este cuvântul pe care Petru îl folosește în versetul 17, referindu-se la cuvântul lui Dumnezeu. Referindu-se la cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 19, versetul 19. El spune așa. Și noi avem singurele două locuri unde Petru folosește termenul ăsta tare sau întări. Și noi avem mai tare sau mai întărit cuvântul profetic la care bine faceți că luați aminte.
Deci Petru spune două lucruri în epista lui, în același capitol. Sunt două lucruri care trebuie să fie tari. Unu, e tare întărit cuvântul lui Dumnezeu. Și doi, trebuie să întărești chemarea și alegerea ta sau mântuirea ta. Astea sunt două lucruri tari. Cuvântul lui Dumnezeu și mântuirea ta. Cuvântul lui Dumnezeu este tare. Cât de tare e cuvântul lui Dumnezeu? E infailibil cuvântul lui Dumnezeu, e fără greșeală. E, la fel de sigură trebuie să fie mântuirea ta, cum e de sigur cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegeți comparația? E același termen folosit pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mântuirea noastră. Cât de sigur este cuvântul lui Dumnezeu că este adevărat, la fel de sigur trebuie să fie, la fel de sigur trebuie să fie mântuirea noastră, chemarea noastră, alegerea noastră, alegerea noastră. Acum, scopul lui Petru în pasajul acesta este să ne dea un imbold spre două lucruri. Să fim sfinți și să fim siguri. Nu să fim doar siguri, nu să fim doar sfinți. Să fim și sfinți, să fim și siguri. Și de aceea eu cred că este sănătos și eu însumi poate m-am făcut vinovat de lucrul acesta și mărturisesc public, nu pot să indic acum momente, dar cu siguranță a fost așa. Este sănătos pentru noi să formulăm doctrina siguranței mântuirii alături de doctrina sfințirii. Este sănătos pentru că cuvântul lui Dumnezeu face lucrul acesta. Este sănătos pentru sufletele noastre. Este sănătos să nu lăsăm cumva ispititorului poarta deschisă să ne ispitească, să ne convingă, cum a făcut deja cu foarte mulți, că ai putea avea siguranța mântuirii în timp ce trăiești în păcat. Adică el n-are nicio evidență a nașterii din nou, dar el are siguranța mântuirii. Frați și surori, martorii lui Iehova au siguranța mântuirii. Martorii lui Iehova nu sunt născuți din nou și nu cunosc pe Hristosul Scripturilor. De aceea siguranța mântuirii trebuie să meargă mână în mână, siguranța mântuirii merge mână în mână cu lucrarea inițială pe care Dumnezeu a făcut-o în noi, da? Nașterea din nou, dumnezeiască lui putere care ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, promisiunile lui nespus de mari și scumpe, cunoașterea autentică a Domnului Iisus Hristos, a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, da? Siguranța mântuirii merge mână în mână cu ce a făcut Dumnezeu pentru noi și siguranța merge mână în mână cu procesul sfințirii noastre. Astea cele două aripi pe care trebuie să funcționeze siguranța mântuirii. Eu sunt sigur, spune Petru, pentru că mă uit la chemarea și alegerea mea și eu sunt sigur în timp ce trăiesc în sfințenie, nu altfel. E foarte simplu. Siguranța mântuirii se leagă de lucrarea lui Dumnezeu, siguranța mântuirii se face într-un cadru în care eu îmi dau, spune Petru, toate silințele ca să unesc virtuțile acestea și elementele acestea. Nu selectez din ele, le iau pe toate. Viața creștină nu este selectivă, viața creștină nu este trăită cu o etică minimalistă. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute și să ne ajute să trăim în felul acesta. Și dacă nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, nu are niciun rost să cauți siguranța mântuirii, nu are niciun rost să te străduiești să fii mai răbdător, să fii mai înfrânat, că sunt mulți oameni înfrânați care s-au dus în iad. Sunt mulți oameni care n-au vicii și care se duc în iad. Dacă nu ești credincios, trebuie să-L cauți pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să te încrezi în Domnul Iisus Hristos, trebuie să te întorci la Domnul Iisus Hristos ca să ai întâi de toate iertarea păcatelor sau justificarea sau îndreptățirea. Ca neprihănirea lui Hristos să fie dată ție ca o haină și Dumnezeu să te vadă neprihănit în Hristos. Și fiindcă ești neprihănit în Hristos, te cheamă apoi să trăiești ca o persoană neprihănită, slavă Domnului, numai prin puterea lui Dumnezeu. Amin.